Știți cum este cu sfinții? Și să mă ierte Dumnezeu că fac comparația aceasta aici în Sfânta Biserică, dar e mai pe înțelesul vostru și a nostru. Știți cum este cu sfinții? În cerul lui Dumnezeu este totdeauna semnal. Nu cade niciodată rețeaua la ei. Nouă ni se mai termină bateria și ne mai cade rețeaua. Astfel încât când ni se pare sau când sunăm și nu ne răspunde Sfântul respectiv, nu dați vina că nu-i semnal în rai, ci dați vina că nu v-ați încărcat dumneavoastră telefonul suficient. Sau poate sunteți într-o zonă în care nu este semnal duhovnicesc. În ce zonă nu este semnal duhovnicesc? Acolo unde nu-i Duhul Sfânt. Semnalul telefonului duhovnicesc este Duhul Sfânt. Și când eu fac ceva, gândesc ceva, spun ceva care nu-i plăcut Duhului Sfânt, el pleacă. Într-un fel el pleacă. Dar de fapt eu plec. Și atunci nu mai sunt în raza lui, să zic, de acoperire, astfel încât atunci când încerc apoi să-L chem în rugăciune pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfinți, văd că ceva nu merge. Astfel încât luați-vă telefonul duhovnicesc, uitați-vă pe el și vedeți acolo că în partea stângă sus spune nu este semnal. Da? Dar atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, atunci antenele sunt nu 4G, nu știu, N plus G, dacă vreți ca să o luați așa. Sunt, conectarea este directă, transferul de date, știți cum, pe lumea aceasta nu există nicio rețea care să poate să ne ofere lucrul acesta. Mi-aduc aminte de părintele Rafael Noica, care zicea așa, odată aveam în față o persoană, o doamnă, și încercam să-i zic ceva. Și, domnule, cum mă învârteam, cum mă suceam, numai nu pricepea ce vroiam să-i zic. Eu îi spuneam una, ea pricepea altceva. Și iarăși o luam de la capăt și o învârteam și la un moment dat mi-a venit în minte, zic, Doamne, dă-i Tu ceva în minte că eu nu știu ce să-i mai zic. Și în secunda următoare, persoana respectivă din fața părintului Rafael a zis, a, părinte, nu vreți de fapt să ziceți asta? Și el zice, măi, asta am vrut să zic. Și în mintea lui a zis, Doamne, dar repede mai răspunzi la rugăciuni câteodată. Adică Dumnezeu este instantaneu câteodată. Alteori nu este chiar atât de grabnic cum am vrea noi. Știe El de ce. Câteodată știm și noi de ce.